figo, sei non africano, gli altri ne figo, ne ho sto sapetano, se non ha paura, meno sale sola, sangue si fia, figo, se la tora. Fichita, pus, mă, tu mă stai. Pulele chiaca, nesto, stu mi alai. Da si fa nuță, un'ora, puta leo. Poți asta se s-a scosto de la feo.
Andreea Moisescu, iată, a făcut show în această seară aici. Am să-l rog pe colegul meu, pe Radu Tănăsescu, să-i aducă Letiției Moisescu un microfon. În ce să nu cazi, Radu, de ia-o încet, tăticu. Normal, uitându-se la atâtea frumusețe aici, să mai și împiedică cel din când în când. Gata, l-a adus. Leti, îți mulțumesc frumos. Oricând, bineînțeles, eu vă mulțumesc. Mulțumesc măgduței noastre, la mulți ani pentru mămicuța ei, acătă. Ultima oară când am fost la voi era ziua mamei mele, acum e ziua mămicii ei, da? Da, de Sfântul Nicolae, adică da. Pui mâine. Da, ce să mai, adică mâine, tot așa a fost cu o zi înainte două. Prezint și nouă cele două bineînțeles, bineînțeles. Fete, veverițe, frumoase. Deci în dreapta mea este Aura, Aura, salută și tu lumea. Bună seara, unde v-am găsit? Aura este un om care face foarte multe în viața ei. Cu altă ocazie poate o să discutăm mai mult. Ea este Lidia. Păi sunt... că ea n-a salutat, a zis decât bună seara. Poate are și ea de salutat, iubitul, da, draga mea. Știu. Ia zi ceva. Pe cine să salut? Pe voi, în primul rând, și pe cei de acasă. Și iubitul? Mai târziu, personal. Și, nu, pe fetița ei. Pe ea pot să salut. Pe fetița mea, Nicol, care și este ziua ei peste două zile de nume. Ziua numele. O pupăm și noi, să știi că și eu am un băiețel. Câți ani are fete? 7 ani. Bine, și Aura are un băiat mai mare decât mine la înălțime, așa că stați liniștiți. Să vă trăiască. Deci fetele arată bine, noi ne simțim bine la voi și de data aceasta am vrut să venim cu altceva. Evident că Magda ea ne pune la încercare de fiecare dată, ne încearcă și împreună cu tine. Vreți să scoateți untul din noi? Și ca la Edna, nicăieri. Ne simțim ca acasă, dansăm, ne distrăm. Pentru că aici este casa tuturor artiștilor. Exact. Artiștii se simt bine, dar dacă ai fi prezentatoarea acestei emisiuni, ce ai anunțat tu pentru publicul de acasă? Acum? Da. În aceste momente. În aceste momente. În primul rând, să stea alături de noi. Nu fugiți nicăieri că mai avem momente foarte frumoase, surprize, așa cum evident că v-a obișnuit Etno TV, ca de fiecare dată rămășac pe folclor. Și să așteptați cu nerăbdare că vor veni niște ediții extrem de frumoase de sărbători. Și ar fi păcat să nu rămâneți alături de Etno TV să vedeți despre ce este vorba. Și și ce a uitat Letiția Moisescu să vă spună? Că urmează o scurtă pauză de publicitate. Asta e. Revenim.